Mai ales pe cazare. Pe cazare spargi lejer 1000 de euro. Lejer. Lejer. Dacă... Ion Hotel. Voi vă dați seama cum l-am nimerit pe ăsta. Ion Hotel. La 15 euro pe noapte. Bă, să fiu sincer. Prețurile potențial s-ar putea să scadă pe măsură ce înaintez. Iar aici o cameră costă undeva la 250 de euro pe noapte. Se numește The Royal Santrian Luxury Beach Villa. 4,7 notă. E scump. Așa, wow, 400 de euro. Un 250 de euro pe noapte, un 150 de euro pe noapte sau ăsta de 400 de euro pe noapte. Acest hotel, Nico Bali Benoa Beach, vi-l arăt imediat, costă undeva la 100 de euro pe noapte. Voi vă dați seama că... Pentru că fata asta se chinuie și individul ăla se chinuie să... Dă-i. Bun. Nu-mi dau seama. Da, uite, individul ăla îi iese. Da. Mamă, dar nu e ușor deloc. Vizitez toate plajele din Uluatu. Salutare, ei bine, cum v-am promis în alte videouri sau în alt video în care am zis că, bă, obiectivul meu în Bali, Uluatu, este de a vizita toate plajele pe care le oferă această parte a insulei Bali. Și bine, astăzi îndeplinesc ultima porțiune pe care am vrut să o vizitez. O să vă pun pe hartă pentru că mi-e foarte greu să vă explic unde se află. Oricum, tot în zona sudică a insulei Bali, dar din Uluatu e cumva un nord-est, să spunem, față de peninsula Uluatu. Și într-acolo mă îndrept, alte resorturi, sau mă rog, alte plaje și așa mai departe. Nu știu exact ce o să mă aștepte. Tot în Nusa Dua sunt. Am filmat într-un clip precedent acest complex Nusa Dua, dar vă arăt o altă parte mai nordică, să spunem, față de zona pe care v-am arătat-o în videoul precedent. Este foarte interesant această fântână pentru că aceste statui stau ca și când fac un ritual la apă. Ce mi se pare o idee interesantă. Ia uitați-vă aici cum arată această zonă de hotel. Mi se pare incredibil. Bă, băiatule, bă. Formidabil. Iar aici o cameră costă undeva la 250 de euro pe noapte. Da? Deci 250 de euro pe noapte ca să stai la acest hotel aici. Se pare enorm de mult. Enorm. Bă, cine are bani să dea 250 de euro pe noapte? Sau, mă rog, un pic mai mult de atât. Dar e un preț, mi se pare exagerat. Exagerat. Dar da, dacă ai bani, dacă ai 1000 de euro să-i cheltui așa, cu lejeritate, să fii la modul, bă, ce mă, 1000 de euro pentru mine? Ha, e puțin, mă, e scobitura dintre dinți. Există și un teren de tenis aici, ceea ce e foarte frumos. Ia uitați aici, teren de tenis. Vis, paradis. Bă, tare frumos locul ăsta. Vedeți și voi frumusețea. Ce să mai descriu aici, că n-ai cum să descrii. Ce vezi, că e prea frumos. Nu știu sigur ce se întâmplă aici, dar pare a fi o petrecere. O nuntă, o ceva. Pare atât foarte multe șezlonguri de-a lungul plăjii. Și apa aici e frumoasă. Da.
Am arătat partea asta de Nusa Dua într-un video precedent. Vă încurajez să mergeți pe canal și să vedeți ce am filmat aici în Nusa Dua Beach. Nu vreau să mai reiau încă o dată ceea ce am filmat în videoul precedent, așa că vă încurajez să vă duceți pe canal. Iar acum mă îndrept către nordul acestei zone. Nu-mi dau seama ce reprezintă această mică clădire din sticlă, că nu văd nimic, adică o fi o sală de mici evenimente. Da. Aici cred că se face masaj. Nu vreau să întreb cât costă. Dar frumos locul unde se face masaj. Uitați-vă la plaja asta. Cum arată, frate. Mi se pare mult mai frumoasă zona asta de Nusa Dua decât aia pe care am vizitat-o eu inițial în videoul precedent. Palmierii frumos, șezlonguri și așa mai departe. Bă, mi se pare foarte frumos amenajat. Cred că e cea mai frumoasă plajă amenajată din tot Uluatul. Clar, deci Nusa Dua, dacă vreți plajă de opulență, să cheltuiți mulți bani, asta e plaja, frate. Clar. Dar e foarte frumos. Wow. Nu știu cine a venit cu ideea de a crea. Nu știu cine a venit cu ideea de a crea acest loc, dar mi se pare fantastic, frate. Clar. Deci dacă vrei să-ți faci un honeymoon ori ceva de genul aniversare de relație sau mai știu ce alte chestii, sau pur și simplu vrei să spargi niște bani undeva ca ai, bă, vino aici în Nusa Dua, frate. Bă, poți să spargi la bani cu nemiluita, mai ales pe cazare. Pe cazare spargi lejer 1000 de euro, lejer, lejer. Dacă stai o săptămână, cred că poți să spargi și mai mult pe cazare. Pomenesc de asta. Deci se joacă bile. Nu știu exact care sunt regulile și care este farmecul jocului. Hotel, de exemplu, este la undeva 160 de euro pe noapte. Încă e scump, încă e scump. Aș vrea să văd un hotel ceva mai ieftin. Nu că mă interesează, dar așa, ca fapt divers, nu? Sol Benoa. Ce v-am prezentat mai devreme reprezintă practic lux și opulență în adevăratul sens al cuvântului și nu glumesc, aici chiar e lux și opulență în Nusa Dua Beach. Iar acum, mergând către partea nordică, nu pare că se schimbă prea mult peisajul. Cred eu că prețurile scad un pic. O să mai mă uit așa la prețurile de la hoteluri din această zonă și o să vă mai zic pe parcurs, pentru că mi se pare tare interesant cum prețurile potențial s-ar putea să scadă pe măsură ce înaintez în nordul acestei zone. Dar și aici e foarte frumos, chiar și aici e foarte bine amenajat. Nu m-ar mira să văd și pe aici prețuri de 300 de euro pe noapte la un hotel. Bă, nu știu, dintr-o dată parcă se schimbă fața și mirosul. Am avut senzația că este un miros de bălegar, dar de fapt era un miros de fum și o diferență totuși destul de mare. Și un pic am urât zona asta, mica asta porțiune, un pic am urățică. Aici vând diverse. Hello! Eu aș vrea să-mi cumpăr niște papuci de la tarabele de genul ăsta, pentru că mi-am pierdut papucii ăștia de baie în Surabaya, iar acum sunt în căutare de niște papuci exact la fel ca aia pe care i-am cumpărat din Decathlon, dar nu prea găsesc papuci cu talpă subțire, exact așa, și foarte elastici, precum sunt aia de la Decathlon.
Asta e. Cred că tot de la Decathlon o să-mi cumpăr aceiași papuci. Că nu găsesc exact cum vreau eu. Plus că sunt și prețurile mari. Deci se numește The Royal Santrian Luxury Beach Villa. 4,7 notă. Oh, e scump. Așa că eu acum trebuie să traduc prețul. Deci 7 milioane de rupii. 7 milioane 100 de rupii înseamnă... Wow! 400 de euro. Puțin peste, de fapt, peste 400 de euro, da? Pe noapte, aici. Deci vă dați seama. N-a scăzut prețul. A urcat? Nu, no, trebuie să ies din zona asta, pentru că am văzut pe hartă că la un moment dat fac stânga și s-ar putea să ies din zona asta de lux, unde prețurile sunt mixe. Deci avem așa, un 250 de euro pe noapte, un 150 de euro pe noapte sau ăsta de 400 de euro pe noapte. Aici este Conrad Bali. Am mai auzit de numele ăsta de Conrad. Vedeți și voi cum arată și din câte am înțeles eu, costă 270 de euro pe noapte, pentru că eu am făcut conversia din rupii, ca așa îmi afișează Google Maps pe telefon, în rupii indoneziene și trebuie să fac transformarea. Bineînțeles, și 270 de euro ar fi pe noapte, poate un pic mai mult de atât, mă dați seama. Acum arată... N-am scăpat, mă, de lux și de opulență. Dar e frumos, mă. E foarte frumos. N-ai cum să negi așa ceva. Pe aici văd foarte multe jet ski-uri. Ia uitați, aici la Conrad aveți și un loc de evenimente foarte elegant, frumos, cât de cât. Iar aici trebuie să merg eu la stânga sau înainte? Nu mai știu exact. Cred că pe aici trebuie să ies, da. Asta este partea aia care nu se vede din plăjile frumoase pe unde mergeți voi. De ce aruncă ăștia pe aici cu tot felul de chestii? Nu înțeleg. Da, foarte mult plastic. Dar ce se face? Google Maps nu-mi indică să merg pe aici. Însă am văzut că e cărarea asta și mă gândeam eu că pot să ajung până la următoarea plajă, tot pe aici. Ia uitați. Unde ajungi după ce termin cărarea asta? Nu știu sigur dacă e tot contradie, dar și asta e frumoasă. Mamă. Cum se numește asta? Brrr. Brrr. Frumos nume. Bali Relaxing Resort and Spa. Până acum am văzut foarte multe ski jeturi pe apă și chiar mă întrebam, bă, de unde se iau aceste ski jeturi? Ei bine, se iau de aici. Ăsta ar fi unul dintre locuri, probabil că ar fi și altele, dar n-au fost atât de evidente cât să le observ. Acest hotel, Nico Bali Benoa Beach, vi-l arăt imediat, costă undeva la 100 de euro pe noapte. Voi vă dați seama că ăsta e cel mai ieftin hotel de care am dat până acum și are o notă pe Google de 4,6. Uitați-vă și voi cum arată aici la stradă. Fantastic! 100 de euro pe noapte. În fine, ăsta e cel mai ieftin preț. Îl puteți găsi undeva la 120 sau 130 de euro și un pic mai mult. Depinde unde găsiți prețul, prin ce combinație. Ascuns aici de acești palmieri, de acești copaci, este Peninsula Beach Resort. Nu mi-apare prețul pe Google, deși are o notă de 4,3. Aș vrea să văd care este prețul pe noapte. Bănuiesc eu că este ceva mai puțin, că na, dacă are o notă mai mică, poți să zici că poate e mai ieftin. Aici nu știu ce naiba e asta, că arată relativ ok. Nu e așa impresionant, dar decent. Vă invit la hotelul Ion Bali Benoa. Ia uitați-vă, acesta este un hotel la 15 euro pe noapte. Deci nu-mi vine să cred că scrie aici Ion. Uite, mă, Ion Hotel. Voi vă dați seama cum l-am nimerit pe ăsta, Ion Hotel. La 15 euro pe noapte. Bă, să fiu sincer, așa aș mai da. Aș mai da banii ăștia, 15 euro pe noapte. În fine, nu e asta hotel de bogăție, de lux
și opulență, dar la 15 euro, bă, merită. Da, mă, ai mai stau o săptămână pe aici la 15 euro, să dai 100 de euro pe noapte la hotelul ăla, ca, chiar dacă nu arată ca alea pe care vi le-am arătat adineauri, dar mi se pare fabulos că am găsit numele ăsta de hotel. Numele este destul de sugestiv, Sakala Hotel Resort, uitați-vă și voi cum arată. Îmi place foarte mult clădirea asta de aici, deci tot ceea ce vedeți pe parte și pe alta reprezintă Sakala Resort. Bă, mi se pare fantastic cum arată. Nu-mi pare rău că merg și pe stradă, pentru că apuci să vezi și intrarea. Ia uitați-vă intrarea la acest hotel. Fabulos! Iar aici, bineînțeles, o construcție, ce vrea să fie, nu știu, cred că un templu, la cum văd aceste părți, cred că vor să construiască un templu. Barong Tei, mai ales al doilea nume, Tei, da, ne spune ceva nou. Ia să arunc o privire, să admir acest Infinity Pool, nu-i așa? Cât de mișto este desenul de pe perete, foarte tare. Uite și piscina aici, dar nu e nimeni, frate, nimeni la această piscină frumoasă și adâncă, din câte văd, zice omul care nu-i place să înoate, așa, aici pod, văd câțiva indivizi acolo care iau cina, iar cu aici nimeni, la Barong Tei. De ce, mă, nene, mă? De ce vă este frică de prețuri? Cred și eu. Ia uitați-vă acolo cât de multe parașute. Nu știu care e faza cu acele parașute, dar da. Sunt foarte multe activități în această zonă de water sport și așa mai departe. Și na, când ai bani, îți permiți să le faci. Când nu ai, ești ca mine și le admiri. Aici se face business-ul frumos, ca lumea. Da. Aici curge cu bani, pare, pentru localnici, de la turiști. Foarte multe activități, cum am spus și mai devreme, cu barca, cu parașuta și așa mai departe. Văd acolo o barcă cu turiști, mai e una acolo. Evident, m-au întrebat când am intrat pe pontonul ăsta, where are you going? Și am zis că merg să mă plimb. Și el mi-a zis, a, vrei să te uiți la bărci? Și am zis, da. Da, un pic am băgăcești pentru că îți dai seama, vor și ei să-ți bage pe gât, să-ți vândă ceva, nu? Mi se pare corect. Băi, dacă sunteți așa mai timizi, dacă vă e rușine să întrebați de prețuri, de activitatea XYZ, bă, să nu vă faceți griji, că oamenii ăștia se bagă în seamă cu voi și cu siguranță o să vă lipiți de ceva. Fiți atenți, cea mai tare activitate pe apă. Ia uitați-vă, frate, nu știu exact cum se numește chestia asta, că na, nu vreau să zic ceva unde cu siguranță voi greși, dar uitați-vă, mă. Bă, am mai văzut așa ceva prin alte videouri, dar să vezi în realitate mi se pare adrenalină maximă. Mai și țipă tipa aia. Mor de râs. Mor de râs. Dar cred și eu, e adrenalină maximă să faci asta. Deși... nu e tocmai ușor să faci sportul ăsta. Nu știu cum naiba se numește, pentru că fata asta se chinuie și individul ăla se chinuie să se înalțe. Fiți atenți. Și, a? Se înalță. Nu dau seama care e faza. Nu știu ce trebuie să facă ca să se înalțe pe treaba aia. Hai, dă-i. Bun. Nu-mi dau seama. Ia uite, individul ăla. Iese. Da. Mamă, dar nu e ușor deloc. Și nu dau seama care e faza. Adică trebuie să apese pe ceva, să dea din picioare. Mi se pare tare complex, tare greu să faci treaba asta. La această intersecție văd foarte multe ofrande, statui cu zei. Să știți că peste tot
o să găsiți astfel de ofrande, astfel de mici coșulețe cu ofrande. Că na, așa se venerează pe aici zeii. Uite cum ar fi și aici. Coșurile astea nu știu exact ce conțin. Uneori mai conțin și... Băi, nu știu de ce, dar parcă se simte că soarele arde mai tare pe aici. Mă întrebase un individ acum dacă vreau o cursă pe insula broaștilor. Turtle Island? Do you want a ride? Am zis nu, mersi. Nici nu vreau să știu cât e prețul, pentru că după nu o să mai scap de el. Așa că... Na, nu e niciun preț afișat pe nicăieri. De asta mi-e târșiu cumva să întreb. Că după nu mai scap de ei. Iar aici sunt gunoaiele pe care ei le aruncă. Și bănuiesc că le ard, că așa fac ei de obicei. Nu cred eu că au de-asta loc unde să arunce gunoaiele și ei practic le pun la un loc și seara le ard. Nu prea îmi place modalitatea asta în care procedează cu plasticul, dar na, așa e pe aici. Uite, abia pe aici redevine mai interesant, dar să fiu sincer, na, m-am lămurit cu această parte. Cred că o să mă îndrept către o altă zonă, tot de aici, din apropiere. Bă, foarte frumos acest restaurant, cum arată el, și foarte multe dintre restaurantele pe care le văd, numai că prețurile sunt un pic mai ridicate față de alte părți și, cum am mai spus, în foarte multe ocazii, în clipurile precedente, prefer să mănânc acolo unde e mâncarea mai ieftină, dar bună. Spre încheiere vreau să vă întreb ce părere aveți voi de acest lux și opulență, pentru că asta pare și asta și este. Vedeți și voi cum arată toate hotelurile pe partea aia de plajă. Aici la stradă nu arată atât de bine, unele dintre ele. După cum vedeți aici, nu pot admira hotelul în deplina sa splendoare. Însă, da, o să închei cu o întrebare și anume, ce părere aveți voi de lux, de luxul și opulența din această parte din Bali? Iar până data viitoare, eu v-am salutat. O să vă explic imediat ce vorbește tipa asta. Imediat. Să se oprească. La faza pe care am filmat-o anterior cu tipa respectivă și scooterul, să vă zic o chestie. Aici, în țara asta, nu te joci cu scooterul, indiferent ce s-a întâmplat, nu știu. Ori s-a furat scooterul, ori s-a zgâriat, ori a făcut accident. N-am înțeles exact din conversația lor, numai că spuneau ei acolo ceva de trebuie să mergem la poliție, trebuie să-mi dai pașaportul, trebuie să mergem la poliție, trebuie să-mi dai pașaportul. Chestiile astea le-am auzit în continuu de la băieții respectivi, că erau la cazare, da? Și tipa respectivă a vorbit după cu proprietarea și proprietarea i-a zis, bă, ești în țara mea, te supui legilor, plătești și te pune pe gânduri. Să ții scuter, să nu ții scuter, eu oricum. Îmi place să comand grab și n-aș fi închiriat oricum scuterul, pentru că acum se conduce pe aici, de ce să risc eu cu scuterul? Adică trebuie să-ți permiți și să dai bani în cazul în care se întâmplă ceva cu un scuter, pentru că na, nu poți să știi. Și atunci nu poți să știi în ce situații te baci,
că atunci tu trebuie să fii pregătit când închiriezi un scooter și de situații neprevăzute. Pentru că eu n-am înțeles nici ce nație era echipa respectivă, pentru că ei la un moment dat ziceau ceva cu Rasia, dar nu cred că era nația asta, să fiu sincer. Eu cred că era altă nație fata. Era asiatică după accentul ei în engleză, dar a nimerit într-o situație în care trebuie să dea bani pentru pagubele pe care le-a făcut cu scooterul. Și asta vreau să vă zic vouă, să aveți mare grijă pe aici cu scooterul. Păi dacă nu ați avut grijă de obiectul pe care l-ați închiriat, adică mașina sau scooter, ei nu o să vă mai ierte, nu o să fie niște băieți așa drăguți cu tine, nu, o să se supere foarte rău. Aveți și proprietarea asta, în fine, s-a văzut accentul cu care a vorbit așa un pic mai tare, respicat, că încerca să o lămurească pe tipa respectivă, că bă, ai greșit, ai plătit. Iar ea tot zicea că nu, eu n-am greșit, voi ați greșit, eu n-am greșit, voi ați greșit. Și așa mai departe. Chestia asta n-a înțeles-o tipa respectivă și până la urmă, cred că a dus-o la poliție, nu știu, a evacuat-o, că zicea că s-ar putea să o ducă, să o expulzeze din țară, o chestie de genul ăsta. În fine, da, e o situație nașpa. Să iei scuterul și să ți se întâmple ceva, după trebuie să plătești ca să rezolvi situația, că altfel te dă și afară din țară.